Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit tuturor, bine ați revenit la un nou sezon de Mind Architect, powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine Paul Olteanu. Salutare, Paul! Bine Salutare, are, Cătălin! La mulți ani! La mulți ani, da! La multă sănătate, an. că e urarea ultimilor doi ani! Și bine, um, ne revedem și reauzim, chiar dacă în formatul impus de <gătăția> situația da. pe care o trăim zilele astea. E adevărat, cine ne, urmeș, ne urmărește video, vede că suntem cu zoom, pentru că eu sunt, cum se zice acum, contact direct și zilele astea o să le petrecem de, de maniera asta, adică nu ne putem vedea. Dar asta e o etapă nouă din viața noastră, avem tehnologie la dispoziție, am făcut investiții. Mai mult decât atât, vă mulțumim pentru mesajele în urma primului sezon. Vă mulțumim pentru modul în care ne-ați primit, pentru modul în care l-ați primit și pe Paul în echipa e În mod FM, particular, vă mulțumesc și eu pentru asta, tare mult. Și uh, sper că ați deprins obiceiurile de la Mind Architect și dorința oamenilor care lucrează la cel mai ascultat podcast din România de a aduce neuroștiința și modul în care ne înțelegem unii pe alții cât mai aproape de noi. Știți deja cine este și ce face Paul Olteanu. El este expert în comunicare, este trainer în neuroștiințe, este un om care de-a lungul ultimilor ani a antrenat și a pregătit mii de oameni, nu exagerez cu nimic, mari companii din România, ca ei să lucreze mai bine împreună. Și dacă în primul sezon am avut un demers să a spune ce e bine și ce e rău prin școala românească, astăzi, de astăzi începând, oameni buni, vom face un lucru absolut nou, care e provocator și pentru noi și care sperăm să vă provoace și pe voi de o manieră în care să spuneți ăștia doi uh, cum să faci așa ceva, dar așa ceva nu se face vreodată. Vorbim despre modul în care... Vorbim! Vorbim! Vorbim despre modul în care vorbim și despre modul în care cuvintele ne gestionează viața. Gabriel Liceanu spunea la un moment dat că aceste cuvinte sunt cele mai importante din viața noastră, dar atenție, când ele sunt proverbe și zicători care adună la un loc tot ce înseamnă înțelepciunea noastră ca societate, sunt adevărate sau nu? Trebuie să explicăm un pic, Paul, nu? pe mine mă bucură mult că după primul sezon în care am vorbit despre educație și despre lucrurile pe care le luăm din școală și rămân cu noi în restul vieții, unele ne ajută, altele ne încurcă, acum avem ocazia să vorbim despre vorbele care rămân cu noi pe parcursul vieții, exact cum spui, zicători sau proverbe sau înțelepciunea populară distilată în aceste copiuri, în aceste unități de comunicare. Lucru pe care mi se pare important să-l aducem hmm. acum în discuție la startul sezonului și la startul experimentului nostru, cu a analiza proverbe și zicători din perspectiva asta impactului lor asupra convingerilor noastre sau asupra comportamentelor noastre, aș spune așa, Cătălin, că noi când folosim cuvinte, cuvintele astea activează diferite rețele în capul nostru. Dacă eu, de pildă, îți spun uh, vorba dulce mult aduce... Te invit să te gândești la ceva. Dacă spun cum era calul de căpătat, nu se caută la dinți, te invit să te gândești la altceva. Și genul ăsta de mesaje repetate, mai ales în contexte cu intensitate emoțională puternică. Te enervează un prieten și spui, Doamne, ferește-mă de prieten că de dușman, ferește singur. sau fingers, cum invers. ferește-mă de dușman. Nu, par, sau așa? Ferește-mă da? de dușman că de prieten. Că de fingers, prieten că exact. În contextele respective, mesajele astea încărcate cu multă emoție, fie de conflict, fie de bucurie, fie de uh, sinteză pentru o experiență de viață, trăiesc ceva și un prieten sau un părinte îmi spune asta, ne instalează convingeri. Și pot să ajung să operez cu o convingere de felul ăsta, care a fost cândva... Pusă în cuvinte cu utilitate, de pildă, alea care îmi plac mie și abia aștept să le uh, discutăm în, în conversațiile noastre, sunt alea din registru bătaie eruptă din Rai, A? unde dă tata crește A? și așa mai departe. Uh, și chiar dacă ele au servit o utilitate la un anumit moment dat, să legitimizeze, de pildă, faptul că e ocazional îndreptățit să-ți lovești copilul sau poate chiar crește unde dă tata, deci e semn de eroditor, e teren fertil acolo. Da, cercetarea, zona asta de cercetare în neuroștiință, în psihologie, ne-au arătat în ultimii ani că unele dintre ele nu ne duc la cele mai potrivite convingeri, la cele mai potrivite comportamente și altele dintre ele sunt de-a dreptul toxice. Da. Și atunci, asta da. mi se pare interesant să vedem cum anume le dăm noi mai departe de atâta timp, fără a ne fi gândit bă, chestia asta când a apărut ajuta. Da, acum mai ajută, mai e actuală, mai e fundamentată convingerea asta? Ia să vedem, avem fraze de genul, mai adaug și eu aici, cine fură azi un nou, mâine va fura un bou, hoțul neprins e negustor cinstit, zice înțelepciunea poporului român, banul e ochiul dracului. A, astea cu banii, abia aștept a. să ajungem la ele. Dar de ai ce... și, uh, cum, cum era acela, uh, nu fă ce face popa, fă ce zice popa. Popa, da. da și... A... Avem și din astea noi să știi, și chiar vreau aici să avem o discuție. Cine va lucra aici, domnul Olteanu? Cine va lucra aici? Cred, aici, că, aici? Cred, că, cred că trebuie să facem o firmă. Cine va lucra aici, SRL, Cine? o firmă cred care se ocupă cu construcții, dacă nu există cred, deja. Cred că există deja, dar astăzi pornim de la, chiar de la cuvinte, nu Că așa e firesc. Și ales pentru astăzi paul Olteanu, prima expresie, vorba dulce mult aduce. Nu, adică captați o benevolenție, cum se spunea chiar din latină, da. și când studiezi dreptul, îți zice așa că de fapt în fiecare discurs pe care trebuie să-l rostești în fața judecătorului sau publicului, să ai o introducere în care faci acest captațiu, adică aduci publicul alături de tine, cum am făcut și noi. De mm -hmm. altfel, până acum am încercat. Am încercat. <laughs> Îi spui vorbe dulci pentru că mult vrei să-l aduci Aduci, da. E, da. Cum e cu expresia asta? Eu am auzit foarte frecvent în cursuri e, ideea asta că, bă, eu sunt un om direct, eu le spun pe șleau, eu nu o iau așa pe la, Nu întorc nu ca la ploiești, ceea ce pentru mine are semnificații personale. E, și realitatea informată de cum funcționează creierul respectiv, cum funcționează mintea noastră, e că partea asta de a capta e, bunăvoința celuilalt, de a îți alege cuvintele, nu e lipsă de sinceritate sau manipulare, cum auzi frecvent că dacă îți alegi cuvintele, îl manipulezi pe celălalt. E un lucru foarte important de făcut dacă vrei să ai un interlocutor deschis și constructiv. Era vorba asta, nu știu cât ne permite formatul să o spunem: că abilitatea în comunicare e să-i spui cuiva să ducă naibii și asta să zică cu, cu bucurie, cu plăcere. Adică, și când ai mesaje nasoale, să ai capacitatea să le pui într-un anume fel în cuvinte, de natură ca Dar, interlocutorul stai, te... să le primească. Paul, tu cum interpretezi vorba asta? Adică, ce înseamnă pentru tine vorba dulce, mult aduce? Pentru că la mine. Mm -hmm. E un fel de. eu așa am perceput -o tot timpul, dar uite că oamenii sunt diferiți. Pentru mine ea înseamnă că dacă ești un pic lingușitor, așa. Ai ce, vezi ce interesant? Și deci... te duci pe lângă subiect, pe lângă persoană, și nu i spui tu tranșant ce ai să i spui, dar îl, îl peri un pic, atunci respectivul va fi dispus să-ți dea, nu știu, mai ce mod, ai nevoie. Să te ajută mm -hmm. ce ai nevoie, da? Tu cum vezi vorba asta? Eu, în lumina ce lucrez, o văd din unghiul diametral opus, în care eu înțeleg că orice reușită pe care eu ar trebui să o am, personal sau profesional, dacă implică altă persoană, presupune să-mi aleg bine cuvintele, pentru că, tocmai noi având minți diferite, valori diferite, personalitate diferită, dacă eu o spun pe șleau, s-ar putea la tine să nu ajungă intenția pe care eu am avut-o. Și atunci, eu prin vorba dulce, mult aduce, înțeleg a alege cuvintele cu înțelepciune, a le calibra la tine știind lucruri despre tine, nu de natură să obțin ceva pentru mine pe costul tău, unde și la mine am intrat în teritoriul ăsta al manipulării, ci e dacă vrei o formă de respect în comunicare să-mi cuvintele, să nu spun cum îmi venea la primul impuls. Am vorbit noi în sezonul anterior că procesarea noastră emoțională ne face să avem instantaneu o reacție emoțională cam la orice vine din exterior. Și abia după aia, vorba dulce mult aduce, ne invită a ne lua momentul ăsta în care să ne gândim, bă, eu vreau să-i cer partenerei mele de viață ceva. Poți să-i zic, iubito, fă -și tu un ceai, unde n-a fost prea multă vorbă dulce, sau poți să-i spun, iubita, mi-ar plăcea să stăm amândoi un pic, să avem un moment de conectare azi. Eu aș prefera să beau un ceai. Pot să mă ajut cu chestia asta cât pregătesc eu masa. E despre a o pune într-o formă, e despre a-ți alege cuvintele de natură să țină relația în siguranță. Și la noi, în, 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 am vorbit noi și în sezonul trecut, noi avem înclinația asta de multe ori să fim hiperfocalizați pe sarcină avem ceva de făcut, treci la tine în cameră și apucăte de lecții. E important să înțelegem că genul ăsta de comunicare produce defensivitate, produce tensiune care poate să ducă ori în a întrerupe comunicarea, ori în a deveni agresiv, în interlocutor, ori cred că noi trăim poate într-un moment în istoria lumii când chiar e important să exercităm, să exersăm această vorbă dulce. Dar stai un pic, Paul. Uh... Dacă ai să-i spui unui om că în viață trebuie spuse și lucruri critice sau care nu-ți convin, nu? Tu acum ai luat o situație și ai spus, domnule, Plăcută, cu ce Da, cu ce iuțu. Da, sunt situații în care spui copilului, angajatului, colegului, mm -hmm. nu-ți-ai făcut treaba. Adică... sau mi-aș dori mai mult de la tine sau... Aici ceea ce e perfect valid și invitația sau cum să zic, felul în care eu invit oamenii să uite la subiect nu e să nu vorbească sincer ce nevoie au de la ceilalți, ci în procesul de a-mi comunica o nevoie sau de a da feedback, cum spui tu, bă, n-a fost mulțumitoare execuția ta aici, să păstrăm focusul pe faptul că, ok, eu am să ți zic ceva, dar e posibil felul în care ți-o zic, Apropo de, uite, aș aduce complementul, tonul face muzica. Vorba dulce mult aduce, tonul face muzica, sunt din același registru și ambele ne ilustrează ideea asta, că poți să-mi spui orice vrei tu, atâta timp cât îți alegi cuvintele, de natură ca eu să simt că, indiferent de conținutul comunicării tale, relația noastră e ok. Da, ți mai adaug una atunci aici, yeah. nu e din același registru, fă frate cu dracul până când treci puntea, știu că nu e despre vorbit, dar este despre căutarea mijlocului prin care uh, ajung la tine, poftim, sau ajung să-mi îndeplinesc scopul. Acolo eu ce simt că e diferit un pic de primele două, dacă vorbim de vorbă dulce că. sau de tonul face muzica, acolo vorbim de universalitatea fundamentată în ce știm despre creier și minte, că felul în care comunicăm contează în proporție similară cu ce comunicăm în sine. Cum o spunem contează la fel de mult cum contează și ce spunem. Făte frate cu dracu, mi se pare că e din registru, eu trebuie să fac ceva ce știu de la început că e împotriva principiilor, valorilor mele. Dracu este simbolul pentru, cum să zic, Aha, că, difer, rău. că e rău. Și acolo eu trebuie să fac ceva ce știu că e rău până când trec podul, până când reușesc să ajung unde îmi doresc. Care e un pic din alt registru. E ceva ce cred că se aplică și o vedem frecvent în politică, o vedem frecvent în mediul ăla, acolo cred că se trăiește după, după zicala asta. Eu am în continuare focusul și obsesia mea pentru vorbă dulce, pentru că, iar am povestit noi și în sezonul trecut cât contează relațiile. Ori vorba asta dulce e despre relații. Și. Însă, și ideea, eu, eu aș păstra-o, Adică, dacă ar fi să dăm bile negre sau bile albe, pentru mine Hai să astea facem două, asta așa, să e. le... Hai să facem asta la finalul episoadelor, da? Adică, la finalul fiecărui episod să vedem dacă e bila albă, bila neagră, dacă mai păstrăm, dacă încurajăm folosirea acestei expresii sau nu. Dar, înainte de a da bila albă sau bila neagră, Paul, Olteanu, că chiar ne apropiem de final. Ți se pare că avem vorbă dulce în societatea românească azi, că reușim? să Cred folosim? că e frumos exact cum ai deschis tu conversația din episodul curent. Știi, când spuneai că ți-e -ți suna lingușeală sau a îmbala ceva, cred că o avem, cred că suntem capabili să vorbim așa. Cred, în schimb, că o facem dintr-un registru tranzacțional exact cum descrie Adică eu dacă vreau să obțin ceva de la tine, mi-aleg cuvintele pentru că vreau să obțin ceva de la tine. Propunerea mea ar fi să înțelegem că felul în care comunicăm poate să câștige bunăvoința interlocutorului sau în sine tonul poate să anuleze bunăvoința interlocutorului și să avem mai multă grijă în general la tonul pe care îl avem în comunicare pentru că e firesc să fim în dezacord cu cei din jur ocazional, dar Felul în care ne trăim dezacordurile, cred că ar avea nevoie de un mare update în România. Felul în care reușim să negociem când avem perspective diferite, acolo poate vorba aia dulce ne-ar aduce mult. Simt că încurajezi ca o concluzie. Eu sunt ambasador până în punctul în care cred că, iară, dacă am învățat că nu e nimic în neregulă dacă avem păreri diferite, problema e și o vezi și în discuții în familie. Plecăm de la un dezacord legat de care e cea mai bună mâncare de Crăciun sau de Anul Nou, sau dacă intrăm în politică, e conflict garantat, și plecând de la ceva trivial, așa cotidian, și tocmai pentru că nu folosim vorba dulce sau nu avem grijă la ton, ajungem la a sacrifica momente, relații, prietenii și așa mai departe. Așa că eu i-aș da o mare bilă albăste primul episod al noului sezon la Mind Architect cu Paul Olteanu. Nu uitați să intrați și pe site-ul podcastului lor. Chiar așa căutați mindarchitect.ro mindarchitect.ro Acolo aveți zeci, sute de exemple de episoade care vă ajută Au calculat tare. colegii mei, sunt 88 de ore. 88 de ore de <laughs> în ultimii doi ani. Așa. mai aplicate. Dacă îmi permiți, săptămâna viitoare, hai să vorbim despre celebrul cine va lucrat aici Abia aștept. Abia aștept. Vă mulțumesc, domnule Stripe. Spor la treabă. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.